Suntem în Shinjuku, pe 1 ianuarie, la ora 9 dimineața, 8.52 mai exact, în fața unui mall. Azi e ziua de Fukubukuro despre care vă spuneam în blog. Și acești oameni așteaptă deschiderea pentru ora 9, dar vânzarea propriu-zisă, coada, adică cu număr de ordine, va începe la ora 11. Nici eu n-am fost până la începutul cozii, am văzut doar sfârșitul și mi-am dat seama că e ceva mare. Merg puțin mai repede să nu mi se termine memoria. Doamne, câtă răbdare. Ei sunt fericiți primii clienți. Probabil stau de ieri seară. Nu cred că la prânz, chiar o să-i întreb. Chiar de curiozitate. Fantastic.